Toma și prietenii săi. Thomas, locomotiva de carieră. Chiar la capătul liniei secundare a lui Thomas se află cariera Farquhar, una dintre cele mai vechi cariere de pe insula Sodor. Mavis e locomotiva diesel care lucrează acolo, manevrând vagoanele nărăvașe cu piatră grea. Aliniați-vă și pregătiți-vă! Mergeți cu toții la docuri după amiază! Nu este ușor, dar Mavis știe cum să strunească vagoanele nărăvașe. Într-o zi, o comandă mare de piatră trebuia dusă din carieră la docurile Brandham. Thomas și Diesel fură trimiși să o ia, dar nu se puteau înțelege care din ei să fie locomotiva de rezervă. Ar fi mai bine să fii tu locomotiva mea de rezervă, Diesel. La urma urmei, e linia mea secundară, nu? Aiurea, Thomas, tu ar trebui să fii locomotiva mea de rezervă. Cu un Diesel pe linia ta secundară, trebuie să meargă treaba mult mai bine. Aș putea trage singur vagoanele. Nu mă face să râd. Vagoanele nărăvașe sunt mult prea grele pentru o singură locomotivă, mai ales pentru una cu aburi ca tine. Ia, nu vă mai certați. Nici nu știți ce norocoși sunteți. Eu lucrez aici, în carieră, mereu. Voi măcar vedeți restul Sodorului și marea. Ai vrea să fii locomotiva mea de rezervă, Mavis? A, nu, Thomas. Am prea multă treabă aici. Mai am de pregătit vagoane și... Sunt sigur că Diesel se poate ocupa de toate până la întoarcerea ta. E o idee foarte bună, dacă Diesel e de acord. De fapt, e o idee minunată. Eu unul am una mai bună. Ai putea fi locomotiva din fața mea, Mavis. Locomotivele diesel sunt noi și revoluționare. Am fi două locomotive diesel care lucrează împreună. Ei bine, sunt de acord. Te rog, Thomas, poți tu să te ocupi de toate până mă întorc? Pa, pa, Thomas! De curând! Mai sunt și alte vagoane de pregătit. Trebuie să ajung la docuri până la 4. Dar trebuie să fii atent. Sunt foarte nărăvașe. Știu să am grijă de vagoanele nărăvașe, Mavis. Thomas se apucă de lucru, ducând vagoanele goale să fie umplute cu piatră și manevrând vagoanele pline pe linie. Dar vagoanele erau foarte nărăvașe. Nu le plăcea să fie împinse. Încetează! Și nu le plăcea să fie trase. Încetează! Lasă-mă! Thomas începu să-și piardă răbdarea. Era pregătit pentru întoarcerea lui Mavis și a lui Diesel. Îmi place mult de tot aici lângă mare. Ești o locomotivă pe placul meu, Mavis. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să lucrez cu tine, Diesel, dar acum să ne întoarcem. Ce e cu graba asta? Am putea face altceva împreună. Vagoanele de marfă trebuie duse în curtea de manevră. Haide! Aha! S-au întors! În sfârșit! Voi nu sunteți Mavis și Diesel? Nici n-am spus asta, nu-i așa? Aș fi observat dacă ai fi spus. Dar vagoanele nărăvașe trebuie duse la docuri. Și am nevoie de o locomotivă de rezervă să le ducă. Ai vrea să lucrezi cu mine, Toby? Ai putea fi locomotiva de rezervă. Sunt prea multe vagoane nărăvașe pentru mine, Thomas. În plus, eu trebuie să duc muncitorii din carieră la cină. Ai răbdare, Thomas. Sunt sigură că Mavis și Diesel se vor întoarce foarte curând. Mavis și Diesel duseră vagoanele de marfă în curtea de manevră.
Acum, Mavis era gata să se întoarcă în carieră. M-am distrat de minune, Diesel. Numai că acum, chiar că trebuie să mă întorc. Dar aici sunt vagoane ce trebuie duse în Vickerstown, Mavis. Noi doi facem o echipă minunată. Ai vedea podul din Vickerstown. Thomas mai aștepta încă și își pierdea de tot răbdarea. Controlorul cel gras o să fie foarte supărat dacă aceste vagoane nărăvașe nu o să ajungă la docuri la timp. Dar s-ar bucura tare mult dacă le-aș duce eu însumi. Asta e! O să-i arăt locomotivei Diesel revoluționare că n-am nevoie de o locomotivă de rezervă. Vagoanelor nărăvașe li se păru o idee grozavă. Da, Thomas! Da, du-te! N-o să te împingem și n-o să te tragem înapoi! O să fim foarte cuminți! Vagoanele erau grele și greu de tras în lipsa unei locomotive de rezervă, dar odată ce au pornit la drum, au mers bine. Până la primul deal. Înapoi! În lipsa unei locomotive de rezervă care să-l împingă din spate, era foarte greu să tragi vagoanele grele în susul dealului. Oh, ați spus că o să fiți cu minți! Oh. Scuze, Thomas, am uitat! Nu o să te mai tragem înapoi! Stați! Hai, mai repede! În lipsa unei locomotive de rezervă care să-l țină în frâu din spate, era greu să încetinească. Și vagonul de frână al lui Thomas nu era destul de puternic pentru a opri vagoanele grele. Mai repede! Toby, păzea! Din fericire, un semnalizator schimbă macazul. Întâmplat. Voi doi ați întârziat atât de mult încât am decis să nu mai aștept și să duc singur vagoanele nărăvașe. Fără o locomotivă de rezervă? N-a fost o idee bună, știu asta. Scuze, Thomas, nu e vina mea. Eu i-am spus lui Mavis de câteva ori că ar trebui să ne întoarcem în carieră. Poftim? Nu mi-ai spus niciodată. Mavis și Diesel îl ajutară pe Thomas să ducă vagoanele nărăvașe înapoi pe linie. Știu că neast împăratul Diesel și Mavis te-au lăsat singur, Thomas, dar n-ar fi trebuit să iei vagoanele nărăvașe fără o locomotivă de rezervă. Îmi pare rău, domnule. Încerc să fiu util doar. Controlorul cel gras o trimise pe Mavis înapoi în carieră. Să facă ce știe ea mai bine. Dar își dădu seama că, din când în când, era bine ca ea să mai ducă vagoane la docuri. Și asta face ca Mavis să fie o locomotivă foarte fericită. Cât îmi place aici, lângă mare, lângă mare îmi place foarte mult. Și-o fanfară îmi cânt așa, pam, 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 și-apoi basul se aude diri, pam, pam, pam. Cât îmi place aici, lângă mare, lângă mare îmi place foarte mult. Când sunt aici, lângă mare, pleacă orice supărare. Lângă mare, lângă mare. Toots and huffs and puffs. Edward.
Au dublat în limba română Alexandru Rusu, Petre Ghimbășan, Adrian Moraru, Richard Balin, Florian Silaghi, Ion Ruscuț, Florin Stan. Traducerea și adaptarea Corina Petric. Regia Ion Ruscuț și Mirela Corbeanu. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.